S-a dat startul completării opțiunilor cu privire la admiterea în licee. Elevii de clasa 8-a au la dispoziție săptămâna aceasta pentru a-și exprima preferințele. Diriginții au un rol important în sondarea opțiunilor. Pentru o bună desfășurare a procesului au avut loc ședințe cu părinții, dar și discuții cu elevii, care au primit informații cu privire la ofertele educaționale ale liceelor. Diriginții realizează o sinteză în urma completării fișelor la nivel de clase, iar datele vor fi încărcate pe platforma instituției. Noi, în calitate de diriginți, căutăm să-i ajutăm, să-i sprijinim pe elevi în vederea unei alegeri, unui profil cât mai bun și sigur să fie pe măsura aptitudinelor pe care le au acești elevi. Marea noutate este că, începând din anul școlar următor, elevii pot opta și pentru învățământul profesional. Doresc să vă spun că, începând din anul școlar 2014-2015, conform ordinului 3136 din 20 februarie 2014, vor apărea școlile profesionale, deci învățământul profesional de stat de 3 ani, ceea ce este un lucru pozitiv pentru unii elevi. Elevii se arată hotărâți unde vor urma studiile în următorii ani, iar la luarea deciziilor au contribuit părinții, dar și prietenii. Probabil la liceul Petru Maior, la matematică informatică. De ce ai ales acest profil și acest liceu? Am auzit multe laude și profilul, simt că am înclinat spre materiile reale. La liceul 1 la Petru Maior și mi-a plăcut pentru că am foarte mulți prieteni acolo și îmi spun că da, sunt niște profesori foarte buni și m-a convins cumva. Opțiunile sunt atent urmărite de profesori și responsabili. Mai mult, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș realizează și un sondaj cu privire la alegerile elevilor.